Bine v-am găsit, oameni buni, într-un nou super genial episod pe cel mai tare canal din lume. Ascultați la mine dacă sunteți fani Mario Kart și alte jocuri de genul ăsta. Snow Painter și exact ceea ce aveți nevoie. E free pe Steam, e nou apărut și neapărat trebuie să îl încercați. E pur și simplu cu pinguini care se dau în jos pe gheață. Neapărat trebuie să încercați asta. Haideți să trecem la treabă și să vă arăt cum se joacă. Prima dată intrăm aici și ne punem un nume. Eu o să-mi pun numele Archibald Eusebi, nu mai las Eusebi, numai dacă îl lipesc. Ok, bun. Hai să ne alegem cu ce butoane, cu A sau D. Cu A sau D, Emperor Flower, să ne punem, hai să ne punem de astea dangerous și să ne selectăm pinguinul. Vreau să fiu ăsta gras. Ok, mă simt pregătit. E super fun. E neapărat trebuie să încercați așa ceva. Ia să vedem, sunt mamuți aici. Pur și simplu o cursă unde folosești o fel de puteri ca să treci înainte altora. E ca un Mario Kart. Probabil a jucat pe telefon sau știu eu pe alte platforme dacă ați mai avut. Stai că nu știu pe unde. Toată lumea a mers pe dincolo. Eu de ce merg pe aici? Stai că nu mai știu exact pe ce foloseam. Deci ca să folosesc culori de astea. Ok, eu singur aici? Ok, deci apăsăm pe E ca să folosim puteri de astea. Și dacă trecem peste o chestie de asta ne schimbă culoarea. Momentan văd că că a furat ăsta toate alea din față. Ok. Bun. Acum o să ne schimbăm culoarea. Nice, sunt pe primul loc, o să las un om de zăpadă aici. Zburăm un pic. Bun, și le-am lăsat astea aici. Ok, hai să vedem, am jucat un singur meci înainte până acum. Și din ce pot să-mi dau seama pe chestiile astea luneși cumva. Cu space lași culoare în urmă. Și cineva m-a atacat din spate. Nemernicii. Că era bine să merg pe culoarea lui, pe culoarea lui. Aoleu, că deja sunt pe 3. Am pierdut mult spațiu. Hai să mergem pe... ai, ce mi-a făcut ăla, jegosu. Eram pe primul loc, mai sunt pe 5 acum. Ok, stai că mi-am dat cu niște boost din ăsta. Ok, hai că tăiem aici curba asta. Bun. Mai avem niște culoare de asta de lăsat. Ba nu, nu mai avem că am consumat-o. Hai să vedem aici. Nu știu ce. Mamă, ce de oameni de zăpadă. Trebuie să am grijă că ăștia pun capcane în urmă. Bun, sunt pe 3. Deci ăștia 2 sunt în fața mea. Se bat în 3. Să sperăm că asta nu poate decât să mă ajute sau ceva. Bun, m-am propulsat un pic. Am trecut pe 2. Am trecut pe primul loc. Că se băteau între ei. Ok. Și nu-mi zi, nu te las. Nu te las. Archibald pe primul loc. Forța. Nu merită să-i lași să câștige. Ia uitați ce frumos arată aici. Archibald primul loc. Nice. Bine, nu primești nimic decât o medalie și să fii sănătos. Dar e mișto. Bun, au și mod de asta de Grand Prix. Dar nu o să dăm că la durează mult prea mult, mult prea multe. Au și Polul Nord, au și Glacier, care nu știu ce înseamnă chestia asta, e prin peșteri. O să mă numesc tot Archibald, pentru că ei deja mă cunosc acum și îmi știu de frică. Și nu mai schimb pinguini, o să merg exact cum am fost și tura trecută. Ia să vedem. Pe H și J trebuie să fii, să fiu atent tot timpul, că pe ăla mi-activez aripile. Deci, e mișto că poți juca și cu prietenii ăsta și e super fun. Și dacă ți inviți prietenii, e ce trebuie. Bun, aici trebuie să am grijă cumva să mă strecor să scap de domnii. Văd că sunt pe 7. Ok, ăștia mi-au furat toate puterile alea din față. Hai să mergem pe bucata asta. Am lăsat un om de zăpadă în spate.
Ok, m-am strecurat până pe locul 3. Dar cine e pe... A, nu, sunt pe 2 acum. Și ăsta e în față. Ah, am pierdut aici teren. N-am gândit-o. Mamă, ce tare, fii atent, aurora boreală aici în față. Mi-ar trebui o putere ceva. Mi-ar trebui de undeva o putere. Sunt pe 3. Bun. Am luat-o de asta, dar mă încetinește asta, nu e ok. Bun, ăștia pe unde au mers? De tot pe 3 sunt, văd că... Nu știu ce chestia de dizziness. Nu-mi dau seama exact de ce n-ar trebui să activez aia. Bun. Hai să ne propulsăm până pe chestia asta. Și vreau să luăm astea ca să... suntem pe 4 deja. Asta nu-i bine. Hai să mergem pe dâra asta albastră. Bun, am trecut pe 2 momentan. Momentan. Hai să... luăm dâra asta. Ah. Bă, dar nu mă lasă ăsta tot în spatele meu lipit, stă. Hai să luăm dâra. Niște culoare. Numai că tot pe 2 suntem. Dacă putem cumva să-l întrecem pe ăsta. Bun. Aici pierd tot timpul teren și nu înțeleg ce fac greșit. Stai să văd, ăștia ce, de ce merg ei pe aici? Știu ei ceva? Mă pare a fi un fel de scurtătură. Ok. A, văd că a venit unul din spate deja. Mi-a luat locul. Ok, hai că ne propulsăm un pic până pe partea asta altă. Bun, mai luăm niște culoare. Mai luăm altă culoare. Și trecem în fața ăstuia. Nu trecem în fața lui, că n-avem pe unde. Ah. Uai, la limit am evitat omul ăla de zăpadă. Bun, lăsăm ăla acolo. Ăștia o să meargă pe dincolo. Am lăsat un om de zăpadă în spate. Să vedem dacă prindem ceva. Ah, wow, cum au venit ăștia din spate. Uai, că vor să-mi fure locul. Deja, bine, locul 1 s-a dus deja. Dar măcar am luat locul 2. Hyper Adam a bătut. Dar nu contează, e ok. Ne-am mișcat suficient de bine, guys. Am terminat pe 2. Și Adorable Albert. Tind să cred că poate sunt și boți în jocul ăsta. Țin cont că e la început și probabil ca să nu te simți singur. Dar poți să joci cu prieteni, which is very, very nice. Da, cam asta a fost jocul. Sper că v-a plăcut și sper că vreți să îl încercați și voi. E free pe Steam, îl găsiți No Painters dacă scrieți acolo în ăla de căutare. Până data viitoare, eu am fost Paul, vă pup și vă aștept cu alte sugestii de jocuri gratis pe care vreți să le încerc. Îmi sună telefonul, îmi cer scuze, ne vedem data viitoare, vă pup, numai bine.